Tariful la apă potabilă și canalizare ar urma să fie majorat în Ploiești. Societatea Apanova a solicitat municipalității în prima fază o majorare a prețului cu puțin peste 18%. Însă, ulterior, în cadrul comisiilor de specialitate ale primăriei Ploiești, a apărut o nouă solicitare de ajustare cu 25%. Este a doua solicitare pe care a făcut-o Apanova. Prima solicitare a făcut-o imediat după ce noi, Consiliul Local, n-am fost de acord cu prelungirea contractului pe 10 ani. Ne-a făcut o solicitare în luna ianuarie. În martie, când am preluat președinția Comisiei 3 de Utilități, am luat cunoștință cu această solicitare, am pus-o imediat în dezbaterea Comisiei 3, am stabilit să fie suită pe site-ul primăriei, să stea în dezbatere 30 de zile și cred că luna viitoare, în ședința din iunie, va fi aprobat prima solicitare. Au voie să facă două solicitări, una până la 1 ianuarie, cea de-a doua până la 1 iunie. Ba mai mult, furnizorul de apă intenționează să dea în judecată Primăria Ploiești și Consiliul Local Ploiești pe motiv că în luna septembrie a anului trecut nu a fost luată în considerare ajustarea tarifului cu 9%. Apanova, din câte am înțeles, a făcut o acțiune în instanță, nu cunosc termene dacă ar fi solicitat sau nu anumite sume de bani, totuși ei trebuie să înțeleagă că așa cum nu și-au realizat planul de investiții pe anul 2021 cu vreo 3 milioane de lei, ei cred că numai ei au dreptul să facă anumite acțiuni, dar nu și Consiliul Local. Și noi ne putem adresa instanței și le cerem să-și respecte programul de investiții anual pe care l-au de realizat. Mai mult de atât, consilierul local Gheorghe Sârbu, președintele Comisiei pentru Utilități Publice, susține că nu înțelege de ce Apanova intenționează să se adreseze instanței de judecată. Eu nu înțeleg acțiunea pe care a făcut-o, deoarece în luna martie am avut în prima ședință de Comitetul de Coordonare, chiar am rugat conducerea executivă de la Apanova să nu facă această acțiune, pentru că noi am pus-o în dezbatere și am stabilit să fie aprobată această solicitare a dumnealui, totuși nu înțeleg de ce au dat drumul. Cred că, având în vedere faptul că nu s-a realizat prelungirea contractului pe cei 10 ani de zile, e în premieră faptul că a făcut această acțiune după 20 de ani de activitate în Ploiești. Mi se pare ceva anormal, mai având că suntem doi parteneri. În cazul în care se va aproba majorarea tarifului cu 18,3% pe o listă cu prețurile avizate de ANRSC pentru 45 de operatori regionali, Ploieștiul rămâne pe ultimul loc.